Este o mare tevatură în, în România. Este o mare tevatură în România și, cumva, cred pe bună dreptate. Sunt câteva tevaturi. Nu o să avem timp, pentru că am avut acest breaking news și nu o să avem timp să le tratăm exhaustiv pe toate, dar văd că e foarte interesant. Remarc asta: că e foarte interesant pentru media, probabil de și pentru public, asta cu noile reguli pentru păcănele. Avem pe Hot News. Noile reguli în domeniul jocurilor de noroc, toate modificările pe care le vrea guvernul, de la creșterea taxelor la interdicțiile din sările de jocuri. Deci au publică uh, proiectul ordonanței de urgență. Crezi taxele și în domeniul jocurilor de noroc conform unui proiect de ordonanță de urgență obținut de hotnews.ro? Este vorba despre taxele de licențiere și de autorizare. Nu sunt însă singurele modificări pe care le aduce actul normativ anunțat de premierul Ciolacu și care trebuie să fie adoptată în ședința de guvern din această săptămână. De asemenea, proiectul prevede că statul poate acorda licențe doar, bun, doar societăților matriculate în România. Nu o să mă refer, repet, în mod exhaustiv, deci detaliat, cu privire la toate modificările. Vi le semnalez, vă semnalez doar... Um, Vă semnalez doar uh, faptul că au ordonanța, proiectul de ordonanță de urgență. Există o bază de date cu unii jucători uh, va permite deci consultarea acestea în timp real de către toți operatorii de jocuri de noroc în vederea asigurării și facilitării implementării pe nu știu ce. Uh, uh, deci sunt, sunt uh, anumiți cetățeni care uh, anumite persoane autoexcluse și indezirabile. Deci baza de date cu persoane autoexcluse și indezirabile în scopul combaterii și prevenției adicției de jocurile de noroc. Deci sunt persoane care nu mai au voie să se apropie de jocurile de noroc. Bun. Uh, acum, eu, uh, așa, dacă dați de sus, o să vedeți că edita mai sunt... De-aia n-am cum să... Uite, vedeți, sunt o mie de măsuri de detalii, dar... Da? Ok, eu vreau doar, uite, fără alcool în, în sălile de jocuri de noroc. Ok? Ce taxe cresc pentru jocurile de noroc? Vedeți cât de stufoasă e treaba? Da, ceolacul, nu am nicio problemă cu amenințări din industria păcănelor. Ok. Astăzi a fost prezentată de către PSD-ști, am văzut și eu la televizor astăzi, la mai multe televizoare și pe site-uri și în interviuri, în intervenții, în sfârșit, motivația pentru care se iau aceste măsuri cu privire la jocurile de noroc și. Ideea era că jocurile astea, păcănelele, era, ca să le spunem așa, păcănelele sunt rele, nu sunt bune. Și înțeleg că sunt tot felul de probleme, există adicții. Unele persoane, spuneau, purtătorii de mesaje ai PSD chiar s-au sinucis din cauza problemelor cauzate de adicția de jocuri de noroc. Deci, jocurile astea, păcănelele, sunt rele. Și atunci ele trebuie scoase în afara orașelor, ele trebuie să facă așa și pe dincolo și el, de -aia nu înțeleg dacă sunt atât, eu nu contest că sunt rele. Eu mă refer la logica comunicatorului de mesaj PSD. Deci dacă sunt atât de rele jocurile astea, păcănelele, precum ne spun comunicatorii PSD, de ce nu le interzic? Cu totul. Sunt țări de pe planeta asta, nu puține, unde nu se păcănește. Jocurile de noroc sunt interzise. A fost o perioadă în România în care veneau din Israel cei care vreau mari jucători de, mă rog, de pocă, de exemplu, sau de ruletă, sau, mă rog. În condițiile singure în care putem să încadrăm pokerul la jocuri de noroc, e o întreagă dezbatere acolo, da, există și campionatul mondial de poker și câștigă cam aceeași oameni, deci nu o să fie norocoși. Dar în sfârșit, dar nu, asta, nu deci o întreagă dezbatere despre asta, dar veneau de jucători din Israel, veneau în România, pentru că înțeleg că în Israel era interzis. Sau e în continuare, nu mai știu. Dar, clar, sunt țări multe unde e interzis. Deci, dacă ești motivat rea acestor măsuri, pe care nu le contest, doar le remarc și la nivel de interes public, clar, dacă motiv motivația pentru care se iau aceste măsuri este că sunt îngrozitor de periculoase jocurile de noroc, atunci de ce nu interzic? Pur și simplu. De ce trebuie să mă le mai scot în afara orașelor? Nu, nu, nu mai există. În România, țară fără jocuri, de, fără păcănele. Țara fără păcănele. De asta, e o întrebare la care nu s-a răspuns. Și bine, nu că o să-mi răspundă mie, că vă dați seama că nu o să-mi răspundă mie, probabil, sau... Poftim? N-aud, Călin. N-am înțeles. Ok, deci avem. Uh, chiar n-am înțeles. Bun. V-am semnalat asta cu uh, jocurile de noroc și cu ciolacul și cu jocurile de.